Salutare tuturor! Astăzi vom vorbi despre o plantă foarte interesantă, leurda sau usturoiul sălbatic. Deci, hai să începem cu câteva informații de bază. Leurda este o plantă comestibilă care se găsește în zonele cu climă temperată. Ceea ce o face specială este faptul că are o aromă puternică de usturoi și se poate folosi în multe feluri diferite în bucătărie. În plus, are și proprietăți medicinale impresionante. Studiile au arătat că poate ajuta la reducerea inflamației și la îmbunătățirea circulației sanguine. De asemenea, este bogată în antioxidanți și poate ajuta la combaterea stresului oxidativ. Leurda este o plantă aromatică care ne întâmpină primăvara în păduri. Dacă ești norocos, o vei găsi în locurile cele mai umbroase și umede. Deși frunzele leurdei sunt cele mai populare, pulpii și florile acestei plante sunt la fel de benefice pentru sănătate și au multiple întrebuințări în bucătărie. Și da, ai auzit bine, leurda poate fi folosită și la gătit, iar eu am pregătit pentru tine câteva idei delicioase. Deci, dacă vrei să afli mai multe despre această plantă minunată, cum o poți folosi pentru a-ți îmbunătăți sănătatea și pentru a-ți face mâncarea mai gustoasă, nu ezita să urmărești acest video. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să apeși clopoțelul pentru a primi notificări ori de câte ori poți. Tratează bolile cronice. Ingredientele active din usturoiul sălbatic au capacitatea de a neutraliza activitatea radicalilor liberi înainte ca aceștia să poată duce la mutații celulare și stres oxidativ în diferite părți ale corpului. Acest lucru vă poate ajuta să reduceți riscul de cancer și alte boli cronice, cum ar fi bolile de inimă sau artrita. Poate îmbunătăți sănătatea inimii. Se știe că leurda are un efect calmant asupra tensiunii arteriale crescute, care vă poate diminua riscul de ateroscleroză, atacuri de cor și accidente vasculare. În plus, usturoiul sălbatic este capabil să scadă nivelul global de colesterol, menținându-vă inima într-o formă bună pe măsură ce îmbătrâniți. Tratează problemele de stomac. Compuși antibacterieni și antifungici care se găsesc în această formă mai sălbatică de usturoi pot ajuta la reechilibrarea florei bacteriene din intestin, ceea ce ajută la calmarea inflamației, balonării, crampelor, constipației și altor probleme de stomac pe care le puteți remedia. Are efect antibacterian. S-a demonstrat deja că leurda are efecte antibacteriene puternice, dar efectul este și mai puternic dacă se consumă frunza proaspătă. Leurda ajută la curățarea sistemului digestiv de microbi și bacterii, deci consumul său regulat poate fi folosit ca profilaxie împotriva bolilor grave, inclusiv a cancerului. Colesterol ridicat și tensiune arterială. Datorită prezenței unor minerale importante în frunzele de leurdă încă tinere, sunt recomandate persoanelor care suferă de nivel ridicat de colesterol, de gliceride din sânge, precum și de tensiune arterială crescută. Această plantă are un efect benefic asupra arterelor și poate preveni de asemenea ateroscleroza. Inflamații și infecții. Consumul de leurdă proaspăt are un efect benefic asupra paraziților din intestine. Ajută la prevenirea iritațiilor din intestine și de asemenea protejează organismul de răceli și gripă. Ajută în tratamentul bronșitei deoarece curăță căile respiratorii, ameliorează respirația și scade tusea. Contraindicațiile leurdei. În general, leurda este un adaos excelent în dieta ta de primăvară fără să provoace efecte adverse. Totuși, se recomandă să o consumi cu moderație. Atunci când este consumată în exces, poate provoca unele reacții adverse. Femeile însărcinate ar trebui să evite să consume leurda, la fel ca și cele care alăptează. În urma consumului de leurdă, gustul laptelui matern se poate altera, ceea ce nu este plăcut și benefic pentru bebeluși. Având în vedere că poate acționa ca un anticoagulant natural, leurda poate încetini coagularea sângelui. Evită să consumi leurdă dacă ești predispus la hemoragii sau cu 2 săptămâni înainte de o intervenție chirurgicală programată. De altfel, poate interfera cu medicamente anticoagulante. Dacă urmezi un astfel de tratament, consumă cu precauții și doar cu permisiunea medicului. Mai trebuie specificat și faptul că leurda se aseamănă foarte mult cu unele specii de plante necomestibile și otrăvitoare, precum rodul pământului sau brândușa de toamnă și lăcrămioara. Deci, ca să încheiem, trebuie să recunoaștem că leurda sau usturoiul sălbatic este o plantă minunată, plină de beneficii și proprietăți incredibile. Așa că nu ezitați să o adăugați în dieta voastră și să vă bucurați de gustul și beneficiile sale. Vă mulțumesc că ați urmărit acest videoclip și ne vedem data viitoare!